Bună, salutăm, bună ziua, salutăm noua încheiată, noua alianță care s-a văzut astăzi, alianța între PSD, PC, Partidul Poporului și Partidul Democrat, sau APV ce-or fi acolo, dar tot Partidul Democrat. E o nouă alianță, am văzut-o astăzi, este foarte clar, îmi pare rău după toată munca și tot ce am făcut noi în această perioadă să vedem că de fapt nu există seriozitate și cuvânt. Noi am discutat foarte clar care era propunerea PNL-ului. PNL-ul având numărul, în vedere numărul de consilieri și poziția în județ emitea în mod natural pretenții pentru acest post de vicepreședinte. În mod cert am fost mințiți, eu unul personal am fost mințit. Am fost mințit de partenerul de alianță. Voi face propunerea biroului politic județean de rupere alianțelor, a tuturor alianțelor. Din punctul meu de vedere, noi suntem în opoziție în județ la această oră. Probabil că în următoarele zile la Consiliul Local va fi aceeași alianță care va pune viceprimari, mai mult ca sigur, că de asta a fost înțelegerea cu PP-ul de astăzi. Noi am fost corecți, am votat cele două propuneri ale USL-ului în persoana domnului Bârlădeanu, care a văzut a luat 32 de voturi. A fost o singură abținere și cred că ăla e votul unui consilier de la PD care l-a și anunțat. Și în rest, în partea cealaltă, noi am luat 5 voturi, restul până la 27 sunt voturile domnului cel mare. Voturi de la PSD. Nu alianță, făcută la nivelul Consiliului Județean. E foarte posibil ca această alianță să o vedem în tot județul. Mai puțin pe la comune, că PC-ul nu există pe la comune, dar cu PP-ul sigur voi face această alianță în continuare. E prea la cal ca să vorbesc mai mult. V-am dat o declarație acum scurt. Urmează să mă consult și eu cu șefii mei de la București. Chiar acum plec în următoarele 10 minute. Am plecat. Vă spun doar atât. Suntem foarte hotărâți din ce am discutat până acum să rupem alianța la Focșani. Pentru că este absolut inutilă. Și mai mult, mai bine să ne negocieze absolut tot ce să negociem la București decât aici, pentru că poate așa se va ține de cuvânt. Deocamdată nu s-a ținut de cuvânt în relația cu noi. Mulțumim frumos! Domnul președinte al Consiliului Județean. Dar ce mai nu vă sunt cu acest MD-ul alianță cu dumneavoastră? Am auto-propunere.